Conștientizați-vă stresorii și factorii de stres care vă tulbură liniștea. Învățați să vă neutralizați reacția în fața stresului. Aveți grijă de corpul vostru. Obțineți starea mentală potrivită. Reduceți stresorii pe cât este posibil. Cultivați relații sănătoase. Puneți în aplicare psihologia pozitivă. Iată, dragii noștri, doar câteva sfaturi, câteva exemple pe care Elizabeth Ann Scott, autoarea cărții Stresul, 8 strategii de gestionare, ni le oferă. O carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Astăzi alături de noi este Lavinia Țânculescu Popa, lector universitar, doctor, psihoterapeut, analist junghian, și vorbim despre această perioadă în care avem poate senzația, avem poate sentimentul că muncim mai mult, multe persoane se plâng de un soi de epuizare, de oboseală cronică, totul mergând cumva în această îmbinare între zona profesională, multe sarcini, multe task-uri, dar bineînțeles și sarcinile pe care le avem, iată, acasă, în familie, în gospodărie. Așadar, Lavinia, cum putem să definim stresul, da? Cele două categorii, eustres și distres, care este cel bun, pentru că avem nevoie de puțin stres și de puțin adrenalină în viața noastră, și cum putem să identificăm acești factori stresori care, iată, nu ne lasă să avem o viață cumva tihnită, o viață liniștită. Mulțumesc, Sorin, pentru invitație. Este un subiect despre care tot am vorbit și despre care se vorbește mult, cel puțin în ultima perioadă. Bănuiesc că se știe deja, există două tipuri, într-adevăr, de stres. Există stresul de subsolicitare și respectiv de supra-solicitare, care împreună alcătuiesc zona aceasta de distres, adică exact aspectele pe care n-ar trebui să le percepem confruntați cu un anumit tip de realitate, un anumit tip de eveniment, și o să vorbim imediat despre chestia asta. Și există și stresul optim, sau să zicem așa, aspectele legate de un stres, un optim de solicitare, care este între sub-solicitare și supra-solicitare, respectiv aspectul pe care noi îl numim eustres. Prin urmare, există un stres bun și un stres rău, cum s-ar spune, dar în același timp există întotdeauna diferențe individuale între noi oamenii cu privire la același tip de stresor, cum îl numim noi, un eveniment, de exemplu. O anumită persoană ar putea să se simtă în întregime depășită, pentru că asta este, de fapt, stresul. Stresul apare atunci când solicitarea depășește resursele interioare. Deci, în momentul în care nu reușim să gestionăm optim respectiva solicitare, dacă gradul de solicitare e mai ridicat decât posibilitatea noastră de a reacționa sau modalitatea preferată de a gestiona respectiva solicitare, experimentăm ceea ce se numește stres. Acum, trebuie să știm că unele voci spun că, de fapt, nici nu există stres. Există numai stresori, factori stresori, adică, și incapacitate de coping. Mecanismele acestea de gestionare a stresului, gestionare a evenimentelor, care se numesc foarte pe scurt coping mechanism, deci mecanisme de răspuns, sunt diferite de mecanismele de apărare, care sunt mai degrabă inconștiente, sunt derivate de undeva din zona trecută, comparativ cu mecanismele acestea care sunt conștiente, sunt dezvoltate în timp și respectiv sunt, dacă vreți, tipare preferate de comportament prin care răspunzi într-o anumită manieră la un anumit tip de stimul. Și evident că dacă treci de nenumărate ori printr-un anumit stimul, îți creezi aceste automatisme de răspuns, care poartă denumirea de mecanisme de coping. Prin urmare, există într-adevăr un stres de supra-solicitare sau de sub-solicitare, denumit distres și respectiv un optim de solicitare, dar depinde foarte mult această încadrare de fiecare dintre noi.
Sindromul, și facem această legătură între stresul profesional, stresul ocupațional și burnout. Sindromul burnout sau sindromul epuizării profesionale, iată un fenomen, am putea spune, tot mai întâlnit în lumea modernă și mai ales în ultima perioadă, în ultimul an. Burnout-ul este o afecțiune complexă asociată cu epuizarea mentală, fizică și emoțională care apare în urma stresului excesiv. Putem să asociem sindromul burnout cu o formă, i-aș spune eu, de stres cronic. Nu neapărat stresul acut iminent în fața unui eveniment, cât un factor stresor mai degrabă, aș spune, în ideea celor menționate de tine puțin mai devreme, un soi de acumulare a acestor factori stresori pe o perioadă cât mai lungă de timp. Și ajungem la sentimentul ăla de neputință, de epuizare, de oboseală cronică, nu știu, oricât de mult aș dormi, tot obosit mă trezesc, e o nebunie, un amalgam acolo. Există destul de mulți autori care vorbesc despre zona aceasta de burnout, dar burnout-ul în special este văzut din trei perspective sau, mă rog, conținând sau fiind alcătuit din trei dimensiuni. Dimensiunea aceasta de epuizare, care poate să fie fizică sau psihică, exact cum a zis. Dimensiunea legată de cinism. Deci îți dezvolți un tip de atitudine foarte detașată și foarte, într-o vreme s-a numit și depersonalizarea. Dimensiunea aceasta legată de burnout are trei componente principale. Este vorba despre epuizare, care poate să fie fizică sau psihică. Este vorba de cinism, de multe ori discutat ca depersonalizare atunci când ai de-a face cu distanțarea de oameni, dar poate să fie și de obiectul muncii și respectiv de sarcinile pe care le ai la serviciu și nu în ultimul rând o stare de permanentă de ineficiență profesională. Cu alte cuvinte, burnout-ul este exact cum spuneai o manifestare complexă care nu are o singură fațetă. Trebuie să ne uităm la toate trei dacă vrem ca să înțelegem corect acest lucru. La celălalt pol, cu toate că nu este neapărat opus, există conceptul de angajament, angajament în muncă, implicare în muncă. E ceea ce numim în engleză work engagement, care are de-a face, într-adevăr, cu zona aceasta de vigoare, deci sentimentul că faci niște activități care îți dau energie, vigoare, dedicare și absorbire. Dedicare pentru că îți place obiectul muncii, îți place ceea ce faci și absorbire pentru că ești de-a dreptul imersat în muncă și realmente îți place atât de mult ce faci încât nu poți să te uneori chiar decuplezi. Însă, să nu uităm, vreau să explic chestiunea asta, poate folosește cuiva la un moment dat, burnout-ul intervine în momentul în care munca nici nu-ți mai place, adică nu-ți mai place ceea ce faci, da? Nu-ți mai place în conținutul ei și nu reușești nici să te decuplezi, pentru că este într-adevăr îngemănat sau foarte înrudit cu aspectul legat de workaholism, dar acolo măcar ești conectat, nu-ți mai place munca, dar ești conectat și pe de altă parte cu satisfacția muncă. Satisfacția muncă care este mai degrabă un fenomen în care îți place ceea ce faci, dar ești cumva decuplat. Ei, sunt patru cadrane, prin urmare. Satisfacția în muncă, workaholismul, partea de engagement și opus engagementului acest burnout, în care nu-ți mai place nici ce faci, ești și total deconectat, așa încât nu-ți dorești altceva decât să termine ziua de muncă și să pleci acasă. Bineînțeles, dacă ai de unde să pleci, dacă ești acasă, e și mai greu să te decuplezi. Cum afectează perioada aceasta pe care, iată, o traversăm de ceva timp încoace stresul? Este, din punctul unui psiholog organizațional de vedere, ar putea să fie văzută la intersecția unor factori. De exemplu, unul din factorii la care mereu mă gândesc în ultima vreme, cel puțin lucrând cu organizații, legat de limite. Nu mai există ideea de limite de spațiu și de timp. Lucrând de acasă,
ești în același spațiu și de serviciu și de timp liber, ca să mă exprim așa, și personal și profesional. Și este foarte greu de decuplat de la un tip de sarcină și de intrat într-o altă lume, în lumea personală, după ce se termină orele de serviciu. Din cauza aceasta există și studii la nivel mondial care arată că oamenii lucrează mai mult, tocmai pentru că sau au lucrat mai mult în pandemie, din două motive principale. Pentru că, pe de o parte, nu reușesc să pun aceste limite între spațiul de acasă și spațiul de la serviciu, care de fapt este același, da? Nu mai au acel pasaj de trecere între închiderea de la serviciu, pleci, ajungi acasă. Traseul acela era pasajul de trecere. Nu mai ai, nu poți să, adică poți să te ridici de la, din sufragerie este la bucătărie și să spui că ai parcurs un pasaj, dar iată, nu mai ai, deci asta e pe de o parte și pe de altă parte, este al doilea element, zona aceasta legată de incapacitatea de a avea un soi de disciplină personală la care să aderi și să spui de aici până aici fac lucrul acesta, de aici până aici începe lucrul celălalt. Asta, să zicem, de fapt, asta este un fel de 1-2 la primul element. Al doilea mare factor, că aici era important să menționez, deci al doilea mare factor este legat de... Al doilea aspect ține de frică. Pentru că oamenii lucrează mai mult pentru că au sentimentul că vor compensa în acest fel lipsa de la birou. În momentul în care ești la birou, ești văzut, îți obiectivezi munca. Când nu ești la birou, ai sentimentul că dacă nu ești și prezent și eventual și suplimentar, șeful, nu știu eu, genul, imagine de autoritate, te vor penaliza. Pentru că ești într-adevăr la distanță, nu ești văzut și sentimentul că nu ești văzut, nu ești validat, nu te autoreglezi în relație cu ceilalți, generează această anxietate care conduce la a lucra mai mult, la a răspunde mail-urilor, de exemplu, la ore în șir după birou și așa mai departe. Deci sunt cele două dimensiuni, incapacitatea de a pune limite între spațiul de acasă și spațiul de la birou și această teamă care este realmente în sânge, aș putea spune, a intrat unora dintre angajați, în special acolo unde organizațiile există posibilitatea să se poată dispensa de tine. Pentru că, iată, realizează că sunt mai eficiente fără respectivul angajat. Cam acestea sunt sursele principale, să zicem așa, de stres în pandemie. De aceea eu sunt o mare militantă pentru a te întoarce la birou măcar 3 zile pe săptămână, pentru ca să nu pierzi această idee de conexiune cu locul de muncă. Știu că pentru unii dintre angajați este dificil, dar serviciul reprezintă zona aceasta de viață profesională care trebuie realmente distanțată sau diferențiată de zona personală. A, da, aș veni în completare și cumva întărind cele spuse de tine, subliniate de tine, faptul că, într-adevăr, după o perioadă totuși atât de lungă, pentru că nu vorbim de o lună de zile sau de 3 luni, de 5 luni, iată, de atâtea luni, foarte mulți angajați resimt foarte acut lipsa acestei conexiuni cu colegii și când mă refer lipsa unei conexiuni mai degrabă fizice. Faptul că l-ai în față și vorbești cu el, nu doar prin intermediul telefonului sau prin intermediul platformelor de socializare, Zoom și așa mai departe. Și la fel celelalte două elemente foarte bine punctate de tine, această lipsa a delimitării spațiului de birou cu spațiul de acasă. Da? Faptul că închid calculatorul și plec de la birou către casă și cumva pe drum până acasă eu de fapt mă deconectez, în cazul unor urgențe le rezolv, pe când acasă
deconectarea nu se mai realizează pentru că, cum ai spus și tu, las calculatorul poate deschis, nu-l închid, mă duc până la bucătărie sau mai fac ceva, după care posibil să am tendința de a mă întoarce, exact, de a mă întoarce, da. Sau să facem lucruri, cum ai spus tu, după program, sau poate chiar în weekend, sâmbăta, duminica. Da, bun, depinde și de industrie, că sunt industrie în care lucrul acesta este, să zicem, la ordinea zilei și s-a întâmplat ani în șir înainte de pandemie. Însă ideea aceasta de incapacitatea noastră să ne punem limite și de a ține de ea, eu cred că de ele, de aceste limite, cred că este cumva și culturală. Deci nu o să vezi așa ceva, de exemplu, în străinătate, unde neamurile germanice, de exemplu, sunt foarte stricte cu orele, cu programul, cu viața lor privată, cu ceea ce fac după serviciu. Noi avem și această carență, că nu avem niciun program după serviciu, adică că am trebuit să ne facem. Nu avem agendă, nu știm diseară ce facem. Chiar și dacă ne propunem să ne uităm la un film, e o chestiune de planificare, ceea ce înseamnă că este o altă activitate pe agenda zilei tale. Chiar dacă îți propui să faci un fel de mâncare preferat sau nu știu, chiar pur și simplu să te odihnești, este o chestiune pe care noi o trecem cu vederea când ar trebui, de fapt, să fim foarte strict, foarte ferm cu orele noastre. Și ultima întrebare, apropo de cartea, referitor la cartea lui Elizabeth Ann Scott, Stresul 8, strategii de gestionare. Ea ne pune în această carte, în capitolele cărții, câte o problematică la care noi să ne gândim. Și acum mă gândesc, pentru că ai spus puțin mai devreme, și până și vizionarea unui film, da? Pe Netflix, să zicem, da? E o chestie care ține tot de programare. Aș vrea să văd ceva și mă gândesc că undeva în jurul orei 20-30 vreau să vizionez filmul respectiv. Pentru mai bună gestionare a factorilor stresori, anumite activități, să le spunem, relaxante, ne ajută și mă gândesc, dau câteva exemple pe care și Elizabeth Ann Scott le dă, bineînțeles, în carte. Sportul, chiar și de acasă, exercițiile fizice, da. Vizionarea unui film, stai pomenit puțin mai devreme, e o formă de deconectare. Orice altă sau de reconectare la altă realitate, că asta e important. Exact. Trebuie să fii foarte conștient de faptul că viața ta are mai multe dimensiuni. Viața ta nu are numai dimensiunea de muncă, care de altfel este foarte importantă pentru sensul nostru în viață, însă nu este exclusivă, nu este singura. Și atunci e foarte, foarte important să ai grijă de cât dormi, de ce mănânci, de cât sport faci, de ce relații întreții, de prietenie, de relații sociale, în general, numai cele de familie. Care este timpul pe care îl ai tu cu tine pentru rugăciune, pentru meditație, pentru conectarea spirituală? Adică sunt niște lucruri pe care foarte puțin dintre adulții vremurilor noastre din Bucureștiul hiperactiv, de exemplu, sau din marele orașe ale țării, reușesc în mod, absolut conștient să-și le pună în agenda. Asta este un lucru esențial, să înțelegi că nu este exclusiv efortul de la serviciu cel care îți aduce împlinire, recompense. Și să zicem că pentru tine serviciu este foarte important, dar dacă nu reușești să te deconectezi, e foarte probabil ca acest serviciu să nu mai fi la fel de productiv. Pentru că ție îți trebuie din când în când o ieșire din peisaj, o schimbare de paradigmă, o schimbare a cadrului. Chiar dacă te ridici puțin, faci jumătate de oră de sport sau petreci niște timp uitându-te la televizor, este esențial să îți schimbi această perspectivă. Nu mai spun de faptul că fiecare dintre noi, oameni fiind, avem un ritm. Da? Deci un ritm nocturn, diurn, pe care corpul îl cunoaște. Mintea s-ar putea să creadă că poate păcăli corpul și poate păcăli o vreme. Pentru că ulterior, corpul, care nu este o instanță foarte deșteaptă, este o instanță foarte primitivă și știe bine interesul, îți plătește înapoi. Da? Deci el n-are, să zicem, scrupule. Dacă îl obosești, țipă, sub o formă sau alta,
te doare ceva, ajungi să fii absolut terminat, epuizat anumite lucruri. Transmite semnale, lucruri. Mesaje. Da, bineînțeles. Și dacă nu le asculți, mai devreme sau mai târziu, un simplu semn devine simptom, devine boală, devine boală terminală. Și atunci e foarte important să fii mai în contact cu dimensiunile acestea ale diverse ale ființei tale, și corp, și inimă, și minte. Și să nu, să nu dai, să zicem, exclusivitate doar uneia dintre ele. Da, de altfel, autoarea chiar punctează la un moment dat într-un capitol foarte interesant, care se numește Aveți grijă de corpul vostru. În momentul în care îți neglijezi corpul, în momentul în care nu te interesează acest lucru, el, iată, dă semnale, e acel semnal de alarmă, mai bagă-mă și pe mine în seamă, vezi că poate n-ai un regim sau un stil de viață atât de sănătos care să compenseze cumva acești factori stresori. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Lavinia Țânculescu Popa, lector universitar, doctor, analist junghian, psihoterapeut, și am vorbit despre stres, despre stres ocupațional, despre burnout, despre factorii stresori, pornind discuția noastră de la cartea Stresul 8, strategii de gestionare, de Elizabeth Ann Scott, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Vă invităm să ne urmăriți alături de invitații noștri și celelalte materiale video pe canalul de YouTube al editurii Herald sau pe pagina oficială de Facebook. Ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă, fără stres și lectură plăcută. La revedere!